Ai like IT? Da. Partea a doua? Marian, bine Partea a doua, bună dimineața, bine v-am regăsit. Așa bine cum -am promis, am si. adus aici două dispozitive de la Microsoft Direct. Vreți să le vedeți? Hai ah, că asta îți plac, uite, ah. fii atent. E o tabletă. Hai, vino, vino, no. vino aici. Hai. 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 Ai Vrei să spun ceva? până vii cu ele, la vinie e topită după Păi dar nu, nu l-am mai adus acum. După jucăriile nu astea. Nu, uh, ăla e pus bine. Deci, ce ai acolo da, da, uite, asta e mult se mai numește greu. Microsoft Surface e mai greu? Pro A, 7 nu. Plus. E slăbuț. Ia și este și tabletă și tastatură. Adică poți să tragi un pic A, mai da, tare da, da. de tastatură. Da, da. Adică e și tabletă și laptop. Stai, pentru că poți să da. atașezi acea tastatură. Foarte tare, da. Uh, uite, așa, așa e deschis Așa aș și undeva pe la vreo 1000 de euro, deci e un A, pic mai accesibil. Bine, e, fii, astăzi, da, chilipir, da, e Practic e bragă, ce să, e nimic. E exact. Ecran de 12,3 inch, uh, design foarte drăguț așa de business, v-ar sta bine cu el acolo pe... Așa este. Poate, Dar poate și ceva. Roșu. Cel pe care îl, îl ai tu, da, e mai... Dar aici e varianta mai cool. scumpă, cel pe care l-am eu aici se numește... În, uh, Că e, vede, uh, se numește... desktop. se se numește Pro X. Și uite, fiat am un nas munecă. A, uite-l. Fai, de ce culori. Uite-te da, de super, ce super, super. Dar, ah, de apropo de maci de mai devreme ar fi mers. O... Uh, dar ia uite, fii atent, dacă mai trag un pic de tastatură, iese un pic de aici. Pe care poți să-l folosești ca să desenezi sau să semnezi pe documente sau pe factori. Da. Că, na, și să... acela la ce preț este? E uh, un pic cu vreo 2000 de lei, 3000 de lei mai scump decât cel pe care ai tu aici. Folosește și un procesor special dezvoltat de cei de la Microsoft împreună cu cei de la Qualcomm. Uh, da, avantajul ce acestor laptopuri e că uh, sunt tot timpul conectate pentru că au slot de cartelă și poți să pui un, un sim în ele și poți să ai internet oriunde ai fi. Așadar, work from home nu prea există, e work from anywhere de acum. Uh, și da, ca să pui acest laptop sau tabletă pe birou, am uh, acest uh, picior aici, de care trag. Da? Și pot să pun uh, exact ah. la unul la care vreau eu. Deci Acea poți... variantă, asta nu e. Merge și nu acolo, ba, da, și acolo. E are fel. Are, are. Uite, în partea de jos. Nu, 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 nu. nu. Te a normală, ca la da. un laptop. Așa. așa. Și uite, în partea stângă e o mică... Ah. Nu, 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 jos, jos, jos. Hai, Mihai, că ne-am găsit noi uite doi. Acolo. Uite, pe partea... Gata, a... așa așa gata, -a găsit, gata. Deci, practic, trage piciorul după el, laptopul ăsta. Da, tot timpul. E și <laughs> în pachet. Uh, și mai e opțiune aici, în momentul Uite, în vezi care... Uite, de ce nu trebuie să te arunci dacă îți dorești să schimbi un gadget? Da. Trebuie să vezi toate ofertele. În momentul în care scoți, scoți tastatura, te duci aici la setări și selectezi modul mod tabletă. Tabletă, deci doar taci. acum am o iconiță mare ca să pot să folosesc mașul această tabletă și nu o să găsești o altă tabletă pe piață, de exemplu, care are două porturi USB-C, de exemplu, sau diverse sloturi pe aici și cameră bună pe spate și pe față. Deci e un produs foarte interesant care vine atenție pe canalul oficial în România. Microsoft a început să aducă și produse la noi în țară. De obicei nu prea făceau acest lucru. Ceea ce e o veste bună înseamnă că o să vedem ceva mai multă atenție din partea lor. Adică au produse bune inclusiv telefon pliabil care se vinde la un preț foarte bun. Sub 4.000 de lei dacă faci conversia între dolari și pe euro. Pe uh. Așadar, de la Microsoft vin mai multe noutăți în această perioadă. Avem inclusiv conferința Build 2021, care a avut loc săptămâna trecută și este conferința dedicată dezvoltatorilor, acolo unde Microsoft își prezintă viitorul produselor și serviciilor. Și tot de acolo, de la CEO-ul sau șeful Microsoft, Satya Nadella, avem informații despre următoarea generație de Windows. Nu știm dacă îi va spune Windows, tot Windows 10, varianta care există de câțiva ani deja, sau Windows 11. Cert e că trebuie să ne așteptăm la cea mai importantă actualizare uh, pentru Windows în ultima decadă, ceea ce înseamnă uh, până la urmă. Că ar trebui să vedem ceva radical diferit. Până atunci, în perioada următoare, posibil să primim o actualizare importantă de Windows 10 pe computerele pe care le avem acum, o schimbare de, de temă, de interfață, de iconițe. De exemplu, ce este diferit aici în bara de start, în partea de jos, lângă ceas, avem zona de interese, manage, mă rog, interes, să-i spunem în, în varianta Windows cu în limba engleză. Avem așadar o iconiță unde ni se spune, de exemplu, temperatura și starea vremii, dar și cele mai importante știri și dacă urmărim, de exemplu, informații despre bursă, o să avem și, mă rog, aceste interese sau știri sau ceea ce ne interesează pe noi pot fi modificate din browserul Edge, care și el o să primească actualizări importante de viteză și securitate și, evident, o să primim și iconițe noi, o să deschid imediat aici zona de My Computer ca să le vedem mai bine aici. Iconițe un pic uh, mai plate uh, în temă cu ceea ce folosește deja de exemplu Google uh, sau Apple pe macOS cu varianta Big Sur uh, și de la Apple le așteptăm câteva noutăți interesante în perioada următoare uh, pentru că pe 7 iunie începe WWDC adică World Wide Developer Conference, uh, la fel conferința lor unde o să vedem de exemplu uh, iOS 15, următoarea generație de macOS uh, și tot atunci o să primim și indicii despre următoarele produse care Apple uh, ar urma să le lanceze și poate în perioada următoare sper eu să ne reușim să ne jucăm și cu un pixel uh, cu Android 12 care și el a fost anunțat undeva acum o săptămână. Uh, gata, eu mă opresc aici. Mâine dimineață uh, vin iarăși cu noutăți interesante și anume o aplicație uh, pentru cei care stau la bloc și vor să afle mai ușor pe ce cheltuie administrația banii sau cum poate fi plătită întreținerea mai ușor. Eu mă opresc aici. O zi minunată să aveți!